Bună seara și bine v-am găsit! Educația la timpul prezent este seria de întâlniri live cu care cu siguranță v-ați obișnuit. Avem mereu invitați profesioniști din educație. În seara aceasta le-am alături de mine pe Irina Petcu, președintele Asociației Dumii, pe Gabriela Botezatu, o prietenă dragă și traducătoarea din seara aceasta, și invitata noastră, care este pentru a doua oară alături de noi, Heather Perry. Ea vine din Ontario, Canada. Acolo este profesor de matematică și special education teacher. Avem o temă de interes, mai ales pentru noi cei care deocamdată încă visăm să ajungem în Canada, Teaching in Canada. Câteva detalii logistice înainte să începem, pentru că știm că sunt de interes pentru voi, dragi colegi. Acest eveniment este gratuit, puteți să dați link-ul altor colegi ca să fie alături de noi, nu avem, după cum știți, preînscriere, nu e nevoie nici măcar de un cont de Facebook. Ne dorim să fiți active, așa că vă rugăm să adresați întrebări invitatei noastre din seara aceasta în limba română sau în limba engleză, cum doriți, în chatul întâlnirii. Se vor elibera, ca de obicei, diplome electronice de participare. Avem un formular de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Să nu uitați că pentru a face acest lucru trebuie să fiți înregistrați pe platforma noastră. Acestea fiind zise, zicem să trecem la lucru, pentru că Heather a pregătit o prezentare frumoasă pentru noi și cu siguranță vor fi multe, multe întrebări. Heather, bine ai venit! Cine ești și cum e să fii profesor în Canada? Heather, welcome! Who are you and how is to be a teacher in Canada? Okay, hi everyone. I have a presentation that I'm going to share. Bună tuturor, am o prezentare pe care o să o împărtășesc cu voi. Okay, so my presentation today is, my name is Heather Perry and I'm a high school teacher near Ontario, in Ontario, Canada. I teach special education and math, and today I'm going to discuss the pathway to becoming a teacher in Canada and then tell you a little bit about some of the tools that I use to support my teaching here in Canada. Bună, sunt Heather Perry, sunt profesor de liceu în apropiere de Ontario, Canada. Predau special education, deci educație specială și matematică. Și o să vă arăt și câteva dintre metodele pe care eu le folosesc pentru predarea materiilor mele. So in Ontario, there are high school students are usually offered three different pathways. There's the workplace where students can graduate, but the assumption is that they will not attend a post-secondary institution, that they'll go directly into the workforce. So some examples might be they'll be cashiers, food servers, they'll work in retail. The middle pathway is the college-bound pathway where students after graduating will usually attend a one to three year college program and they'll earn a diploma. Some examples are educational assistants, some design careers, some business careers. The third pathway is the university pathway and students will go on after high school to attend a university program where they earn a Bachelor of Arts or a Bachelor of Science degree. After that, you can choose to further your degrees by getting a master's or a doctorate, but some examples here include teachers, engineers, doctors, etc. Okay, în Canada sunt oferite trei tipuri de variante copiilor, elevilor. Una dintre variante este cea care presupune că te duci direct spre un loc de muncă, respectiv în momentul în care ai terminat, nu vei avea acces neapărat către o instituție superioară de învățământ, ci vei merge direct la un loc de muncă, în această categorie intrând, de exemplu, un casier. Cea de-a doua categorie este categoria colegiilor, unde după ce ai terminat studiile liceale, poți să urmezi 2-3 ani de colegiu. Iar din categoria celor care fac acest lucru, poți să fii educator, asistent al unui profesor sau alte meserii de genul care nu presupun și studii universitare sau studii mai avansate. Evident, cea de-a treia cale este calea celor care își doresc să facă și universitate, de să aibă studii universitare, să obțină o diplomă de licență.
și, bineînțeles, după terminarea liceului vor urma o universitate, în urma căreia vor obține o diplomă de licență, fie în arte, fie în științe. Și, bineînțeles, evident, pot merge pe o cale superioară, probabil master degrees și așa mai departe, deci masterate și restul. Și Heather ne-a dat câteva exemple aici, fiind intrând doctor, inginer, etc. Becoming a teacher in Canada, you have to take the university pathway for the most part. There are other ways around it. You can take bridging programs, you can always go back to school, you can take equivalency programs, but usually you graduate high school from the university stream, then you go to university, and then you have to apply to teachers' college. You can major in anything during your four-year degree in university, but some subjects are more likely to get you into teachers' college than others. Dacă vrei să devii profesor în Canada, evident va trebui să urmezi în cele mai multe cazuri această cale a universității, a studiilor universitare. Există anumite moduri în care poți evita, să spunem, calea universității, cum ar fi să-ți echivalezi anumite studii sau chiar să te întorci înapoi la școală și să reiei procesul ca să absolvi acolo unde trebuie. După care trebuie neapărat să aplici la Colegiul pentru Profesori, unde îți vei lua o diplomă, evident, într-o anumită materie, într-un anumit obiect de studiu. So while you're earning your Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree before you go to Teachers College, here are some of the major subjects you can take. So some examples are for your Bachelor of Arts, English, Anthropology, Business, Economics, History, Sociology, Theater, Music, and that's just a sampling. There are dozens. If you were going to take your Bachelor of Science, you could major in Biology, Chemistry, Kinetics, Neuroscience, Physics, Zoology, Environmental Science, or Marine Biology. În ceea ce privește aceste licențe care se iau fie pe partea de arte, fie pe știință, după cum puteți observa, sunt câteva exemple aici. Pe arte poți studia antropologia, engleza, economie, business, istorie, sociologie, teatru, muzică, dar acestea sunt doar câteva exemple pentru că există mult mai multe. De asemenea, dacă mergi spre licență în științe, asta înseamnă că te îndrepți spre biologie, chimie, neuroștiință, fizică, zoologie, biologie marină, de asemenea fiind doar câteva exemple dintre toate acele obiecte și subiecte pe care tu le poți studia. Once you've graduated with your Bachelor of Arts or your Bachelor of Science degree, you can apply to Teachers College, also called a Bachelor of Education. This used to be a one-year program, but about 5 years ago, they moved it to 2 years. During this time, you usually take at least 12 weeks of placement where you shadow a teacher in their classrooms, usually in a bunch of different grade levels within your qualification. And there are three different paths you can take in Teachers College. So there's the primary junior path where you can teach from kindergarten up to grade six. You can take junior intermediate where you're teaching grades 4 to 10, and usually you have to major in one subject. So you have to kind of specialize in one area. And then there's senior grades where you can teach 9 to 12, and you need 2 specialized subject areas in which to teach. Okay. Deci dacă vrei să iei calea profesoratului, odată ce ai absolvit liceul și facultatea, trebuie să mergi la Colegiul pentru Profesori. La început era un colegiu în care, evident, îți luai o diplomă de licență în educație și, deși acum câțiva ani era doar de un an, între timp, acum aproximativ 2 ani, s-a mărit la 2 ani acest colegiu. De asemenea, în timpul colegiului care te pregătește să fii profesor, trebuie să 12 săptămâni vei fi un fel de umbră a unui profesor plin și vei sta acolo cu el să vezi cum predă, ce metode folosește.
Bineînțeles, după ce ai terminat și colegiul, ai la alegere aceste trei căi pe care Heather ne le prezintă. Poți să predai pe primary sau junior, care înseamnă de la grădiniță până la 6 ani inclusiv. Poți să mergi pe junior intermediate, care sunt clasele 4-10, unde trebuie neapărat să fii specializat într-o anumită materie, să ai acel major într-o anumită materie. Și poți să mergi pe senior, care înseamnă 9-12, să predai la 9-12, unde va trebui să ai 2 specializări, deci 2 subiecte pe care le predai, 2 materii. So this is my high school. This is Thornlie Secondary School. It's in a suburb of Toronto, Ontario. It's an older building. There are newer ones in my board. So this building was built, I think, in the 1970s. Currently, we have about 1,100 students, although the building can house a lot more, up to 2,000. And attendance at the school, the population of the school will vary depending on the programs we offer. Right now, we're offering a French immersion program, and that draws students in from outside our area. We have a lot of special education programs, so students tend to get bused in for just those specialized programs. But we maintain a population of about 1,100. Acesta este liceul meu. Is it Thornlie? Thornlie, yeah. Thornlie. Deci Thornlie, liceul Thornlie, care se află într-o suburbie a orașului Ontario. Este o clădire mai veche, deși partea aceasta de clădire prezentată este mai veche, ei au și clădiri mai noi. Clădirea din imagine a fost construită undeva în anii 70. Poate să susțină educația pentru aproximativ 1100 de elevi, dar se poate ajunge până la 2000. În mod constant se menține undeva la 1100. Toată participarea studenților depinde foarte mult, a elevilor depinde foarte mult de programele pe care liceul le oferă. De exemplu, în momentul de față se oferă un program de franceză care cumva adună din jur elevii care vor să învețe foarte repede limba franceză și au și programe de special education, de educație specială. So Ontario schools in general tend to be very diverse, especially near the city center. There are extensive special education programs in most high schools, and usually you'll find about 20% of a school's population has specialized needs as far as learning disabilities go. Those needs can range from, you know, just needing extra time on a test to actual programs that focus on life skills, instead of typical school skills, where the students won't graduate with a diploma and they'll be released right into other post-secondary programs that also focus on life skills, or they'll go right into the workforce. Okay. În apropiere de Ontario, există foarte multe licee, unități de învățământ care oferă aceste programe speciale, de educație specială. Aproximativ 25% din populația unităților de învățământ este formată din copii cu nevoi speciale. Și aceste nevoi speciale sunt foarte variate, mergând de la un copil care are nevoie poate de ceva mai mult timp pentru a completa un test, o testare, un examen, până la programe educaționale speciale care se referă mai mult la abilități de viață. Bineînțeles, copiii care absolvă un program special de genul celor abilități de viață nu vor termina cu o diplomă ca atare și vor merge fie tot așa spre alte unități de învățământ care poate le oferă altceva sau direct în câmpul muncii, direct la muncă, la un loc de muncă. So this is my timetable this year. High school teachers in Ontario teach about 6 courses per year, 3 per semester. And a semester, the school year is divided up into 2 semesters, the first half and the second half. And students and teachers completely change their timetable and the courses they teach or take at that time. So our school day is divided up into 4 periods with a lunch in between. And any teacher will teach 3 out of those 4 periods.
Usually teachers stick to one department. So usually math teachers will teach three math courses. But sometimes if you have different qualifications, they'll split you up. So as you can see, first semester I taught two learning strategies classes, which is classes that focus on skills for school and organization and things like that. And one math class. And then this semester I teach a math class and an English class. And then I have what's called a resource period, which is when I check on my students who have higher needs. So I basically get the period off to run around and do paperwork and check in with my other students. So this would just be my sample timetable. Other teachers would have it filled up with three, you know, English classes or three French classes, etc. Ok, acesta este orarul meu, cam așa arată un orar. Acum, practic, fiecare profesor din Canada trebuie să predea aproximativ 6 cursuri pe an, câte 3 pe semestru, pentru că anul este împărțit în două semestre, semestru 1 și semestru 2. Profesorii schimbă ceea ce predau în semestru 1 față de ceea ce predau în semestru 2 și tot anul este, toată ziua de lucru, semestru cum ar veni, este împărțit oricum în 4 perioade care au la mijloc o pauză de masă. 3 dintre perioade sunt predate de profesor, a 4-a de obicei este predată de către alt profesor, deci de profesorul, 3 de profesorul în cauză, a 4-a de obicei cad în sarcina altui profesor în fiecare zi. Dar dacă ai mai multe specializări, dacă ai diferite specializări, poți de asemenea să predai toate cele 4 perioade din ziua respectivă tu însuți. Când ne uităm la orarul lui Heather, vedem că în primul semestru, de exemplu, predă o chestie care se numește PrEP, vine de la pregătire pentru viață. Bineînțeles, avem acel strategii de învățare pe perioada 2, care se continuă după masa de prânz cu strategii de învățare și pe perioada 4 predă matematică. În timp ce în semestru 2, pentru că așa cum spuneam, se face schimbul, se face o rotație, va preda matematică și engleză, pentru că de asemenea are specializare pe engleză, după care acea pregătire pentru viață și resources, resurse, însemnând practic în acea perioadă 4 din semestru 2, că se apleacă mai mult spre copiii care au nevoi speciale, pentru a vedea cum poate să-i ajute, în același timp pentru completarea tuturor hârtiilor și documentelor care sunt necesare și care le sunt necesare. You'll also notice in green, it says PrEP. Every high school teacher will get one PrEP period per day, and that means we get a free period to sort of prepare for our classes that we teach. So you use it to do marking or photocopy anything that needs to be photocopied. I know elementary teachers do not get the same amount of time off, so they don't get 25% of their day off. They usually get 3 or 4 prep periods per week. So that's kind of been a source of contention where they've been arguing with their union to get as much time off during the day as the high school teachers have. După cum observați, există acea perioadă în care scrie prep, unde, de fapt, este o perioadă de pregătire care îi se oferă profesorului de liceu să aibă timp să facă diverse activități care îi sunt necesare pentru pregătirea cursurilor. De exemplu, să pună note sau să verifice anumite lucruri, să facă copiile de care are nevoie. În partea de secondary, scuze, gimnaziu, în partea de gimnaziu, profesorii de la gimnaziu nu se bucură de această perioadă de timp, care, după cum vedeți, e 25% totuși din programul lor, din cele 4 perioade, 25% se referă la această pregătire, ei având doar câte 3-4 perioade pe săptămână, profesorii de gimnaziu, cum spuneam, motiv pentru care există foarte multe neplăceri și foarte multe plângeri din partea profesorilor de gimnaziu care doresc și ei să aibă aceleași avantaje pe care le are și un profesor de liceu, respectiv 25% din timpul alocat unei zile de lucru să fie alocat acestor pregătiri de resurse.
So who can teach what in high school? Any teacher who has intermediate or senior qualifications can teach any subject in high school in grades 9 and 10. So I could be assigned to teach a science credit or, you know, a business credit, even if I don't have that qualification, up to grade 10. There are certain subjects that require specialized training, though, to teach in high school. So any grade 11 and 12 course, you're supposed to be specialized in that before you teach it. You also need special qualifications to teach special education, tech courses, French, or any of the languages we offer. Usually it's French because French is our second language in Canada. You need special qualifications to teach music and physical education or gym. Dacă rămâi pe nivelul intermediar senior qualifications, acolo practic orice profesor poate să predea până la poate să predea practic orice materie, dar undeva până la clasa a 10-a. În momentul în care vorbim deja de clasele a 11-a și a 12-a, deja nu mai poate orice profesor, de exemplu, profesor de știință, nu mai poate să predea absolut orice, să-și ia acele credite. Și de la, pentru clasele a 11-a și a 12-a trebuie să aibă calificare și specializare exact pe materia pe care o predă. De aici, intrând de exemplu, orice limbă străină, care neapărat trebuie să fie inclusiv franceza, fiind a doua limbă, considerată a doua limbă oficială, și, sau muzică, educație fizică, ele trebuie să fie cursuri de tehnologie și, bineînțeles, acele cursuri speciale de educație speciale. Deci, pentru asta trebuie să ai o specializare clară. Nu poți să predai pur și simplu. Teaching prospects in Ontario. So, teaching prospects in Ontario really varies from decade to decade. When I first started teaching, it was actually really hard to find a contract or a permanent position. The only reason I did was because I had a special ed background and they needed a teacher to teach a special ed class. So I really just got lucky. But now, because of COVID, we really have a lot of trouble filling all of our teaching positions. Any teacher who was debating about retiring has decided they're just going to retire now. They don't want to teach either because of COVID itself or because there's a lot of virtual teaching going on and it's possible that they just didn't want to learn a new skill. So if you look at the graph, you can see down at the bottom there that in the last 3 years, the amount of retiring teachers and the amount of graduating teachers are so close that there's really very little surplus. So that's why it's been really hard for our, not just our board, but all of Ontario to fill all the teaching positions. So we have a lot of, we're still hiring for teaching positions right now. We've had occasional teachers come in and supply or fill in as needed. În ceea ce privește perspectiva angajării ca profesor, acum mulți ani, când eu am început să caut să mă angajez, era foarte dificil să găsești un loc de muncă. Eu personal am avut noroc pentru că, deși era dificil, aveam un background foarte bun, aveam cunoștințe foarte bune pe educație specială și se căutau exact profesori pentru o clasă de educație specială. Și așa am reușit să obțin jobul. Dar din ce în ce mai mult, așa cum se vede și pe grafic, apar probleme în ceea ce presupune acoperirea posturilor libere. Din cauza COVID-ului, foarte mulți profesori care erau în pragul pensionării au hotărât chiar să o facă și au plecat din învățământ, fie pentru că n-au vrut neapărat să învețe noi abilități, fie pentru că, ziceam, din cauza pandemiei au preferat să se pensioneze. De asemenea, dacă ne uităm la grafic, pe ultima perioadă, practic cei care absolvă și cei care se pensionează sunt aproape la paritate, ceea ce înseamnă că e foarte, foarte greu să reușească să ocupe locurile, posturile libere. Resources. So Canadian teachers in general, specifically those in my board, which my board contains some fairly affluent cities, have access to a lot of resources, I would say. Every school will have computer labs,
that you can book and bring your class down to. There are also carts that have laptops on them that a teacher can reserve and bring them to your class when you want everyone to do something online. Most students will come to school with a laptop or at least their phone to be able to access anything digital. There's also a projector on a cart with a laptop in every classroom. So if you wanted to project a video or show something online, that's available to you as well. În ceea ce privește resursele, în profesorii canadieni, mai ales cei din regiunea Ontario, au noroc că au în jur sau în circunscripție orașe foarte, foarte influente. Și astfel, cam în fiecare școală există laboratoare cu calculatoare sau există, de exemplu, posibilitatea, există un fel de laboratoare care conțin laptopuri, unde profesorul are posibilitatea să ducă laptopurile la clasă, ca fiecare copil, dacă are nevoie să predea ceva în online sau fiecare copil are nevoie să fie în online, să aibă acces la această tehnologie. De asemenea, majoritatea elevilor pot veni cu propriul laptop sau telefon atunci când profesorul anunță că vrea să predea ceva la care ei au nevoie de acces online. Și, de asemenea, clasele sunt dotate cu proiectoare, ca de fiecare dată când profesorul are nevoie de această tehnologie, de a proiecta ceva, să poată să le folosească. Google and Microsoft are the most common platforms that we use in Ontario schools. My school, and I would say most schools, use the Google platform. So we have access to Gmail, the Google Drive. We usually use Google Meet when we are doing things online with our students, and Google Docs. Some schools will use the Microsoft platform and they will do their meets through Teams and use Word documents or PowerPoint. Majoritatea școlilor folosesc programele de tipul Google și Microsoft, ale celor două firme. În școala mea, cel mai mult se folosește Google. Bineînțeles, tot ce înseamnă Gmail, Google Meet, mai ales atunci când au nevoie să lucreze cu copii online. Dar alte școli folosesc mai mult platformele oferite de Microsoft și atunci se folosește... I forgot how it's called. How is it called, the Microsoft one? The one that you meet with the students? Oh, Teams. Teams, that's the one. Thank you. Deci folosesc Microsoft Teams pentru lecțiile online. So this year is different in that we've adopted what we call a hybrid teaching model. So what that means is... we will be in our classrooms in person for the majority of students who are there in the room with us. However, there are also students who have chosen to go to school virtually, and they are also part of our class. So we were given some technology at the beginning of the year, including cameras to project the screen, or to, I guess, record our screen, and little headsets to talk. So we are expected every day where we have classes, and most classes do, we'll have a couple virtual students to teach to both the students at home and the students in the classroom. So most teachers don't like this model at all. The student at school, they get the benefit of being there in person and, you know, answering and asking questions. The students at home, unless they're outspoken and really care about their education, will just sit there with their cameras off and let me teach without ever answering or asking a question. So they sometimes get left behind, which is why teachers don't really love this model. Plus, it's a big responsibility to ensure every activity can be sort of translated into something that the at-home students can participate in as well. În acest an am adoptat un sistem nou, practic am adoptat sistemul hibrid de învățare, ceea ce înseamnă practic că noi profesorii vom fi în clasă fizic, dar așa vor fi și majoritatea elevilor noștri. O parte însă pot să decide să rămână în spațiul virtual, deci cumva să facă școala de acasă. Pentru aceasta, încă de la începutul anului, am fost dotați cu camere, cu căști cu microfon, ca să putem să facem școala în acest sistem hibrid și să putem cumva să fim văzuți și de elevii de acasă.
Și de fiecare dată, la fiecare oră pe care o predăm, ne așteptăm să avem cel puțin 2-3 copii care sunt în spațiul virtual și care nu sunt acolo cu noi în clasă. Majoritatea profesorilor însă nu sunt neapărat pro acest sistem, mai mult decât atât, de fapt nu le place acest sistem. Și asta pentru că au observat că întotdeauna cei care sunt în clasă, elevii care sunt prezenți, sunt mai atenți, interacționează, pot pune întrebări, pot solicita anumite explicații, în timp ce cei care sunt acasă uneori pot fi lăsați undeva în urmă, cu atât mai mult dacă nu sunt genul de copil foarte sociabil care să pună la rândul lui întrebări și să ceară explicații. Mai mult decât atât, sunt unii care evident stau cu camera închisă, sunt acolo aparent prezenți, dar nu știi dacă reușesc să și înțeleagă tot ceea ce se predă. Last year we also offered virtual school. However, the virtual students were taught by a teacher who was also virtual and there was no in-person. You had to choose either to be in school online or in person, and the two weren't mixed. So if you were in person, you were in a classroom with a teacher. If you were online at home doing school, then you had an online teacher and you were with different students from not necessarily your school board. Anul trecut a existat un sistem de școală virtuală în care copiii, elevii puteau să aleagă să fie într-adevăr, să rămână în spațiul virtual, dar atunci li se preda de către un profesor care de asemenea la rândul său era online și se ocupa doar de ei, ceea ce a făcut din această cauză, evident, elevul putând fi cu elevi din alte clase, nu neapărat cu colegii lui, dar cele două sisteme nu au interferat și n-au fost puse unul peste altul, deci nu s-a creat acest hibrid. Practic, dacă alegeai să fii fizic în clasă, erai fizic în clasă și profesorul preda doar celor din clasă, fără să aibă și acea cameră și să fie și pe spațiu virtual. Dacă alegeai să fii elev care să stai acasă, să fii doar în virtual, erai, practic, ți se preda de către acel profesor care la rândul său era online și se ocupa doar de elevii online. Google Classroom. Google Classroom is the single most important tool that I use with my class. I will post my daily agenda there on the stream. I will post all of the work that I want my students to do. This way, both online and in-person students have access to it. I also recently have started recording my math class while I'm on the Google Meet, because there is another math teacher who's teaching the same class as me, who's been on a leave. And right now we don't have any supply teachers, especially math supply teachers. So her students have not had any teaching since the beginning of the semester. So I started just recording my Google Meet, and then their supply teacher will play it the next day for them, the lesson, and they just follow along in their classroom using the recorded lesson. Google Classroom este principalul instrument pe care îl folosesc în predare și cel mai important, pentru că acolo pot să-mi postez agenda, pot să pun sarcini de lucru pentru elevi sau videouri și, bineînțeles, avem acces atât eu cât și elevii mei. Recent am început să înregistrez toate lecțiile pe care le predau și să le postez aici. De ce? Pentru că sunt doi profesori la clasă, unul dintre ei care predă, eu care predau matematica și mă înregistrez, după care las înregistrarea colegii mele să o pună celorlalți studenți care sunt prezenți. So some of the other tools I use, and I have a couple of very short videos to show you. Another tool that I could not live without it's called Kami, K-A-M-I, and it is a way to upload my own documents, so either Google Docs or PDFs or even Word documents, and I can edit them using different colored pens, markers, highlighters. I can add text. So I will usually use this tool for math, where I project an image of the worksheet that the students are working on, and then we can go through the problems together.
And I'll have a video if you want to translate first, and then I'll show a little video. Yes, sure. Ok, unele dintre altele instrumente pe care le folosesc sunt aceste cami, care, fără de care n-aș putea trăi. De ce? Pentru că prin intermediul lui pot să îmi încarc propriile documente, pot să le editez ulterior, să fac highlights, să marchez anumite lucruri care sunt importante. De asemenea, îl folosesc mai ales pentru matematică, pentru lecțiile de matematică, pentru că pot lucra cu ele și le pot proiecta în timp ce abordăm o problemă împreună cu studenții. Deci eu și cu elevii abordăm aceeași problemă. Heather o să ne împărtășească un video. So this is me using Cami. I'm just opening a document from my Google Drive. It's free. There are certain, there's a pro version, but you don't have to pay for it to get the tools I'm using here. Aceasta este Cami, e practic unul dintre videourile pe care le-am înregistrat în momentul în care îl foloseam. E total gratuit și nu trebuie să plătești absolut nimic pentru aceste instrumente pe care eu le folosesc. Deci nici măcar pentru Pro version, pentru versiunea Pro. So you can write on the worksheet, you can highlight, you can add typed text, you can change your colors. With the pro version, you can add mathematical equations. Deci poți să subliniezi, poți să, cu versiunea pro, poți să adaugi ecuații matematice, poți să schimbi culorile, poți să adaugi text. And when I'm done, I download it as a PDF. And then I put it on my Google Classroom, so anyone who missed the class has access to the whatever we did that day. They can just print it off and put it in their binders. Și când am terminat predarea, pot foarte simplu să descarc documentul într-un PDF, după care îl încarc pe platformă, astfel încât orice elev care poate nu a fost prezent la clasă poate să și-l descarce, să și-l printeze, să și-l adauge în portofoliu. So Kahoot is an online gaming tool where you can either create questions based on your subject material or you can choose a pre-made Kahoot on something fun as an activity for the class. And the kids play along either on a laptop or on their phones. And it's a game where they have to try and guess the right answer the quickest and they get points. And they like, and their standings are projected on the board, and it's really competitive, and they really like to compete. Kahoot este un alt instrument pe care îl folosesc. Acolo poți să-ți faci propriile teste, propriile întrebări, sau poți să folosești unele care sunt deja lucrate de alți profesori. Este o metodă foarte interactivă și foarte drăguță pentru elevi, pentru că pot fi date, se lucrează online. Dar, de exemplu, pentru că trebuie să găsească răspunsurile corecte și să merge pe cine găsește cel mai repede, elevii sunt foarte încântați de acest instrument pentru că sunt la rândul lor foarte competitivi. Just a short video on making a Kahoot. So you can just Google Kahoot. You can get a free account. I don't pay for it. You can create it. So this is just a sample of how I created it with a couple math questions, but they do have lots of different subjects that you can choose pre-made games for. Acesta este un video care prezintă un pic platforma Kahoot și în video vă arăt cum am format eu, de exemplu, cum am adăugat anumite întrebări sau cum am făcut propriile întrebări și răspunsuri. Totul este gratuit, trebuie doar descărca și să-ți faci cont. So you create a question and then you have four multiple choice answers and you choose what the correct answer is. And then when the students see it, they have color-coded shapes there. And when the question comes up, they have about 10 seconds to touch their answer on their laptop or their phone.
and it kind of records how fast they do it and whether or not they got the right answer. Eu pun întrebarea, îmi formulez întrebarea, după care formulez patru răspunsuri, apoi aleg care este răspunsul corect la întrebarea respectivă. În momentul în care adresez elevilor, elevii au aproximativ 10 secunde să pun aceste coduri de culoare pentru a răspunde. Și o pot face de pe propriile laptopuri, telefoane, etc. So that's what it looks like for the students. Așa arată pentru elevi. Asta e versiunea pentru elevi. And another site I use is called Desmos, and it is specifically math activities, and I use it to solidify learning in math. So I'll show you this activity. It's about slope. Încă un instrument pe care îl folosesc încă un site este acest Desmos, care este specializat pe matematică, pe activități care țin de matematică și pe care eu îl folosesc pentru a consolida materia. So again, I just Googled Desmos and then I chose slope and I searched for it. There are lots of activities, as you can see. So this one is very interactive. The goal is to get that purple ball to hit all the stars. So students will choose the y-intercept and then give it a shot and try it out. In this case, my y-intercept was too low. So then the students have to go back and change it until they can get rid of all the stars. It's just an interactive way for students to practice skills that you've taught them. Okay. Pe acest site, în acest video, vedem cum funcționează Desmos și care are nenumărate activități, cum spuneam, specializat pe matematică. De exemplu, în prezentarea făcută, prin rezolvarea ecuației, trebuia să facă în așa fel încât studenții să lovească toate cu mingile MOV, toate steluțele. Prima oară nu le-au lovit, deci trebuie să schimbe răspunsul în așa fel încât să reușească. Este extraordinar de interactiv. And I also use YouTube a lot, but I didn't make a video for YouTube since I assume everybody knows what it is. But I will also show a lot of videos for subjects in math because sometimes you need animation to show to explain fractions or something else like that. So I always post videos for those students who are visual learners and would prefer to watch something rather than listen to me explain it. De asemenea, folosesc YouTube, pentru care nu am pregătit un video, presupunând că toată lumea cunoaște canalul de YouTube. Folosesc foarte mult acolo videoclipuri pentru matematică, pentru a explica anumite lecții, animații, pentru explicarea, de exemplu, a fracțiilor. Le postez aceste videouri pentru că mi se pare extrem de folositoare elevilor care au o învățare vizuală și care nu le place neapărat să asculte foarte mult. This is a hyperdoc. So a lot of times teachers have to make a plan for an entire unit. So I use, instead of pencil and paper plans, I do my plans online by creating this hyperdoc. So I will show you what a hyperdoc does. This is just made with Google Docs. And if you would like to see how a hyperdoc is made, there is a link to a YouTube video there. There's no words in it. It's just a screencast of how I made or started to make one. And I think the link to that video will be in the chat, but it's about 12 minutes long, so we're not going to play it. So a hyperdoc is, this is a hyperdoc for a unit in math, trigonometry. So what I do is I post this at the beginning of the lesson and I work my way through a lot of it. So if you want to translate that, then I'll show what the hyperdoc does. Okay, sure, thank you. Okay, this is the hyperdoc. Acesta este hyperdoc, cel pe care îl folosesc foarte des pentru a face planurile unei întregi unități, unui întreg capitol. Practic, ce se întâmplă, în loc să lucrez cu hârtia și cu creionul, le fac în online. Folosesc pentru asta Google Docs. De asemenea, există în
chat, posibil, dacă îl pune Irina, probabil. Așa, o să existe link-ul către videoclipul YouTube care arată exact cum să fac aceste hiperdocumente, aceste hiperdocs. Și o să ne, pe care îl postez la începutul lecțiilor și la începutul lecției și ușor ușor trec prin el cu elevii. Acum o să ne arate Heather cum funcționează acest hiperdoc. So for each lesson in the unit, I will post the worksheet that I'm going to work through with the students. I will post any, I will also post practice sheets because a lot of times students want extra practice or their parents ask for homework help. So I will post extra work for them to do to solidify their skills. But I will also post links to websites and YouTube videos that also explain each of the subjects. And then it's just color coded just so you can see which what parts of the lessons go together. Ok, pentru fiecare lecție din capitolul respectiv, eu pot să postez atât fișe de lucru, cât și fișele cu predarea. De asemenea, pot să postez fișe suplimentare de lucru ca un fel de teme atunci când părinții solicită copii mie, când solicită anumite teme ca astfel copiii să consolideze materia sau pur și simplu să-și consolideze abilitățile. De asemenea, postez pentru fiecare lecție din capitol link-uri către videouri pe care ele pot urmări și au anumite culorile din acest hiperdoc, nu reprezintă altceva decât lecțiile din fiecare capitol în parte. De asta sunt ușor diferite culorile, pentru că există o conexiune între ele, să știi care sunt din fiecare capitol în parte. So that's all I have for you guys today. So now you guys can ask questions if you have any. Atât am pentru voi astăzi, așa că puteți acum să-mi adresați întrebări dacă aveți. Da, să știi că sunt foarte multe, pe lângă toate mesajele de apreciere și de mulțumire pentru informațiile pe care le transmis, sunt și foarte multe curiozități pe care profesorii din România le au. There are many questions for you, Heather, and there are lots of thanks and gratitude for what you just been through with us. But also there are lots of questions from the teachers from Romania. Okay. Să începem cu partea de formare ca și profesor, despre care ne-ai vorbit la început. La Hrămioara ne întreabă dacă aceste cursuri, dacă trebuie, profesorii trebuie să susțină un anumit examen pentru a fi profesor și da, Angela de asemenea ne întreabă dacă toată formarea care beneficiază un profesor este gratuită sau ei trebuie să plătească pentru... Okay, so the first question basically comes from Lacrimiara, who is asking if there is a sort of exam that the teachers have to pass to become a teacher. And also we have another question in connection with this one that basically is asking, somebody else is asking if the whole formation is free of charge or the teacher has to pay for it. Yeah. So the first question, you have to, after you pass your degree, so you have to pass all the classes to get your Bachelor of Arts or your Bachelor of Science degree, then you have to apply for Teachers College. You have to take a certain number of classes there. So I think there's a certain number of credits per year you have to take and you have to pass them all. But there is no final exam that says, if you pass this, you're a teacher. If you don't, you're not. And yes, you pay for all post-secondary school in Canada. Anything after high school, you have to pay for. Depending on the program, so Teachers College is about $6,000 a year. But if you were going to be a lawyer, law school is $25,000 a year. And there are government loans, but mostly you would have to save up your own money and go. Okay. La prima întrebare, ca să răspund la prima întrebare, după ce finalizez liceul, după ce absolv liceul și apoi facultatea, trebuie să obții o diplomă de licență, ori pe arte, ori pe științe, după care trebuie să aplici la Colegiul pentru Profesori.
acolo ești obligat să faci un anumit număr, să ai un anumit număr de credite pe care trebuie să le treci pe toate dacă le-ai ales, dar nu există neapărat un examen final pe care trebuie să-l treci și în funcție de care să se spună da, tu poți fi profesor, tu nu poți fi profesor. Pentru a doua întrebare, răspunsul este că da, plătești pentru absolut tot după ce ai terminat liceul. Depinde, de exemplu, de inclusiv de calea pe care o iei. Dacă, de exemplu, mergi pe acest colegiu pentru profesori, e undeva la nivelul de 6.000 de dolari pe an, dar dacă vrei să devii avocat, plătești undeva la 25.000 de dolari pe an și, evident, există anumite împrumuturi guvernamentale, dar în mare parte va trebui să vii tu cu bănuții tăi să economisești. Avem o întrebare de la Mihaela, dacă există învățământ special, și cred că aici se referă la faptul că în România există instituții de învățământ care se ocupă numai de copii cu cerințe educaționale. Cum e la ei situația? Ok. Another question comes from Mihaela, who is answering if you do have special education. Because here, for example, our schools, we have schools that are actually specialized only in kids with special needs. Mm-hmm. No. So how is the situation there? All our special education is integrated into, let's say, with typical students. So within a school, you will have mostly typical students taking, you know, going through to graduate. And then there will be programs or not all special education kids are in a program. Some of them just have what we call an individual education plan, where they might require extra time to write a test, or maybe they need to have preferential seating where they have to sit, you know, near the teacher because they get distracted easily. And as a special education teacher, we sort of monitor those students and make sure they're not falling behind, help them with organization, stuff like that. But they are all housed, both typical and special education students, in the same buildings. We don't have specialized schools anymore, usually. Okay. La noi, învățământul special este integrat. Deci, practic, într-o școală, majoritatea elevilor vor fi cei care participă la ore care au parcursul acela normal, dar toți copiii cu nevoi speciale sunt integrați în clase normale, unde e posibil să aibă nevoie de anumit ajutor din partea profesorului. De exemplu, sunt copii care trebuie să stea într-un anumit loc, deci să aibă un fel de preferință, inclusiv la așezare, pentru că pot să-și piardă atenția cu ușurință și atunci profesorul poate să intervină ușor. Sau au nevoie, uneori sunt copii care au nevoie de un pic mai mult timp la un anumit test, dar toți sunt integrați în sistem, toți fac parte din clase, astfel încât profesorul să poată să monitorizeze și să se asigure că ei nu rămân în urmă. And to further that, we actually have classes within the school of students who will never take an academic class. So they're in wheelchairs, they have feeding tubes, they don't speak. But those classes tend to have a lot of support. So we have a lot of educational assistants that are in there to do, you know, the feeding, the changing, and any life skills the students are capable of. But again, that's all housed within a regular high school. De asemenea, există clase în care putem să avem copii care practic niciodată nu vor avea o diplomă. Niciodată nu o să meargă spre nivel academic, sunt copii care sunt în scaun cu rotile sau care sunt hrăniți prin tub sau care au nevoie de foarte mult suport, dar de obicei în clasele de acest tip există foarte mult suport, foarte mult asistent și merg mai mult pe abilități de viață. Dar nu mai există practic învățământ separat, deci unități de învățământ care sunt specializate strict pe copiii cu nevoi speciale.
Mulțumim, o să trecem puțin și către elevi și sunt mai multe întrebări legate de numărul de copii într-o clasă, cam care este media copiilor dintr-o clasă și cam câte ore petrec la școală copiii în medie, poate ne poate spune pe diverse niveluri, de la grădiniță până la liceu, dacă știe. Ok. The next question is more now oriented towards students. Is on average, how many students do you have in a class? And how many hours a day does a child spend in school? And if you can, differentiate on different levels, like sort of think primary school, secondary school, high school. So my son is in elementary school. So he starts at 9 and he goes to about 3:30 and they have 2 45-minute breaks in there they're called nutrition breaks. So, and then throughout the day, he'll cycle through all his classes, language, math, gym, whatever. In high school, students have to do a certain number of hours to get the credit. So we've divvied that up where my school starts at about 9 o'clock in the morning and we go to about 3 o'clock and they get just under an hour for lunch. In elementary school, classes can have up to about 30 students in them each. So each grade will have about 30 students. In high school, it depends on the level you're taking. So if you are taking the lowest level, like the workplace level, there can only be about 16 kids in your class because the idea is they require a lot more support to get the work done. The applied level, which is the college stream, you can have up to 24 students in your class. And for the university stream, we're assuming that those students are a lot more independent, so you can have up to 30 students in the class. Typically, you're near the cap. So my math classes, actually I only have 23 in my math class right now, and I could have up to 24. Okay. În ceea ce privește numărul de copii, fiul meu, de exemplu, este în școala elementară, unde are un program undeva de la 9 la 3 jumătate, cu două pauze numite cognitive, de recreere cognitivă, de aproximativ 45 de minute fiecare. Bineînțeles, în restul timpului, mergând prin orele normale de curs spre studierea engleză, matematică, etc., tot ce au de studiat. În mod normal, sunt 30 de elevi într-o clasă, asta pe școala elementară. În ceea ce privește liceul, este ușor diferit. La liceu, programul de obicei începe undeva de la 9 se termină la ora 3, pentru că ei au, nu neapărat, trebuie să atingă un anumit număr de credite pe care să le facă. Au o pauză de aproximativ o oră pentru masă. Iar în ceea ce privește mărimea claselor, acestea sunt extraordinar de diferite în funcție de cele trei categorii pe care le-am prezentat la început. De exemplu, cei care merg pentru un loc de muncă direct sunt maximum 16 copii într-o clasă, deoarece se consideră că ei au nevoie de mai mult ajutor și atunci trebuie să te apleci asupra lor ceva mai mult. Cei care iau calea colegiilor pot să ai în clasă până la un număr de 24 de elevi, pentru că deja se consideră că sunt un pic mai implicați și pot fi mai atenți și pot lucra mai bine. Iar cei care aleg calea universitară deci cei care vor merge la universitate după absolvirea liceului, se merge până la maximum de 30 într-o clasă, considerându-se că ei sunt deja cei care se pregătesc pentru universitate și au un grad de independență mult mai mare. În mod tipic, clasele merg spre acest număr maxim. De exemplu, la mine în clasă, unde predau matematică, am 23 dintr-un maxim 24. Mulțumim. Mădălina ne întreabă care este sistemul vostru de notare. Notele se trec în catalog sau în catalogul fizic sau în catalog virtual și cum comunică cu părinții, cum sunt informați părinții despre evoluția elevilor? Okay, we have another question from Madalina. She's wondering, how is your marking system? Do you have like a record book or virtual or physical that you put all the marks, all the grades? And how are the parents informed about the progress of the child? Okay, so it differs from board to board. We have a great system that's called Teach Assist.
So on that, it's an online program and teachers can create assignments, they enter their marks, but they can also make a note about students. So if a student is struggling, you can make a note and all the teachers who teach that student have access to it. You can decide whether or not to make your class's marks visible to the student, to other teachers, or to just administration. And usually we give out what's called an interim report card, where it's kind of at the beginning of the semester, just letting the parent know things are going well, or there might be some problems. And then we have midterm report cards where a report card goes home with an actual mark on it. And then we have a final report card. However, if a student is struggling, we're expected to let the parents know, to inform the parents so that there are no surprises. You don't want to just suddenly say at the end of the semester, guess what, your kid failed. Yeah, that wouldn't be good. Yeah. Ok, sistemul diferă foarte, foarte mult de la zonă la zonă. În zona în care predau eu, este un sistem foarte bun pentru că noi avem un Teach Assist, care este practic un fel de catalog online în care noi putem face atât programare, putem posta anumite teme, sarcini de lucru, punem acolo și notele, dar de asemenea putem face anumite note cu privire la anumiți copii, de exemplu dacă apare o problemă la un elev, un profesor poate să treacă acolo ca o mică notă acest lucru, iar toți ceilalți profesori care predau copilului respectiv pot vedea acest lucru, deci pot să intervine și să-l ajute știind că are o anumită problemă. În ceea ce privește comunicarea cu părinții, mai pot să facă, ce mai putem face în acest catalog online, putem să decidem dacă să facem notele elevilor noștri vizibile și celorlalți profesori de la clasă sau nu. Iar în ceea ce privește comunicarea cu părinții, părinții primesc 3 rapoarte, practic, un raport la începutul anului, la începutul semestrului, după care vor primi și unul de mijloc, în care, evident, poate să vadă și atât notele, cât să vadă și anumite notificări și note pe care profesorul le-a făcut, și un raport final. Dar, dacă există, evident, probleme, dacă apar probleme la un elev, nu se așteaptă raportul final pentru a notifica părintele și acesta să aibă la sfârșit de semestru sau de an surpriza că, ups, copilul n-a trecut. Se contactează părintele și se discută. Mulțumim! Mai sunt foarte multe întrebări, însă o să încercăm așa să alegem câteva dintre ele, cu scuze pentru colegii cărora nu o să putem să le preluăm întrebările. Anca, de exemplu, e curioasă dacă fiecare școală are o bibliotecă, iar Iulian vrea să știe dacă fiecare școală are o sală de sport. Ok, there are many, many questions, there are lots of questions, but we won't be able to ask you, Heather, all of them. And we apologize also to the colleagues that we won't be able to answer to their questions. One of the questions that came up is that if every school, is it, I forgot, a library. Is there a library in every school? And also if you have like a sports gymnasium in every school. Mm-hmm. Yeah, so in every school, whether it be elementary or high school, there will be a library and a gym. My current high school has 2 gyms plus a building that has a pool in it with a third smaller gym. Not all high schools have pools though, but yeah, students are required to take 1 gym credit in their time there. They can take more than one, but they have to have at least one where they will. We also have a weight room where there's a lot of equipment like lifting weights and stuff. We also have a library everywhere. So our library has lots of books, but we also have a computer lab in there for students to go in and do their work. There are tables, there are comfy chairs to sit there. The librarian this year has really made it kind of a homey place that students will want to go in and visit. The number of physical books are not as much as maybe 10 years ago, but it's because students, I think, look at digital texts now more so than physical books. Okay,
Există, într-adevăr, în fiecare școală există o bibliotecă și o sală de sport. Școala în care eu predau are două săli de sport și de asemenea are o clădire alăturată în care există o piscină și o sală de sport mai mică. În schimb, asta nu înseamnă că fiecare școală are și piscină. De asemenea, fiecare elev are obligația de a-și lua cel puțin un credit pe sport. Deci nu poate să evite chestia asta. Există de asemenea cameră de fitness unde se pot ridica greutăți. Iar în ceea ce privește bibliotecile, da, fiecare școală are o bibliotecă, nu are neapărat un număr excepțional de mare de volume, pentru că foarte mulți elevi se îndreaptă mai mult spre a citi în digital și spre era digitală până la urmă, dar există inclusiv laboratoare cu computere, există, totul este făcut într-un decorat într-un mod familiar și care se arate foarte ca acasă, ca ei să poată veni cu plăcere și pot sta acolo, de exemplu, în laboratorul cu calculatoare, pot sta și pot să-și facă anumite sarcini, anumite fișe de lucru, fără probleme. Mulțumim. Anca ne întreabă care este structura anului școlar în Canada și, de asemenea, dacă elevii au activități extracurriculare. Okay, we have a question for from Anka, who is asking what is the structure of a school year and do they have any extracurricular activities? Mm-hmm. So our school year starts in September and there's a two-week break around Christmas time and then there's a break for a week in March and then it usually ends at the end of June and then they have 2 months off in the summertime. There are lots of extracurricular activities. It's kind of went down a little with the COVID restrictions about physical contact, but in general, there are lots to choose from. There are like teams like basketball, there's volleyball, there's the swim team, there's any kind of team you could imagine. We have a tennis court nearby, so we have a tennis team. But there are also clubs that cater to all kinds. So we have a chemistry club, a debate club, there's a club that watches movies, and very often a student who has a real interest in something can approach a teacher to be the supervisor of their club. So we have a Dungeons and Dragons club. It's like a role-playing game, and a few students really liked it, so they approached a teacher, and now he is their supervisor, and they meet, you know, a couple times a week at lunch to play Dungeons and Dragons. Okay. Da. În ceea ce privește structura anului școlar, Marta, nu mai râde, nu știam unde am scris. Școala începe în septembrie, în mod normal. În preajma Crăciunului există două săptămâni de vacanță, iar în martie mai există încă o săptămână de vacanță. Școala se termină în iunie. Ca și la noi, și există o vacanță de aproximativ 2 luni, vacanța de vară. De asemenea, în ceea ce privește activitățile extracurriculare, există o multitudine de astfel de activități. Copiii chiar pot să-și aleagă din foarte multe. Avem o groază de echipe, echipa de basket, echipa de not, echipa de handbal, etc., chiar și echipă de tenis, pentru că există terenuri de tenis în apropierea școlii. Mai mult decât atât, există foarte multe cluburi, de exemplu cluburi de dezbateri sau de chimie sau de vizionare de filme. Iar dacă un elev are o anumită pasiune, este extraordinar de interesat de un anumit domeniu, el se poate adresa unui profesor, iar profesorul poate să devină coordonator al clubului respectiv. Unul dintre exemplele pe care Heather le-a dat și e destul de amuzant, e ca un club de Dungeons and Dragons, care cred că e un joculeț, cred că e pe calculator, dacă nu mă înșel, și care, practic, ei se întâlnesc de 2-3 ori pe săptămână ca să joace acel joc. Mulțumim! Avem 7 profesori care, cumva, întrebările lor sunt în aceeași arie. Dinamica integrării copiilor cu nevoi speciale în clasele cu copii tipici. Cum funcționează la ea în școală? Ok. There are about 7 teachers
that have kind of the question that goes towards the same area. And it is, how does the dynamic works with regards to the special needs kids? How are they integrated in the normal classrooms? Okay, so it really depends on the kid. So most of the students, you wouldn't even know. Most of the students just have, they might have a learning disability, but their needs are so similar to the other students that most students don't know. Then there are other students who are either visibly different or intellectually very different. For example, I have a student in my mainstream math class right now who has very severe Tourette syndrome. So he has very loud vocal tics, and he also hits himself in the head very often. So he's always got bruises and cuts on his forehead. And he is very loud in the middle of a lesson. And I had planned to speak to the class about it first because he prefers that students ignore it, but I didn't get a chance because he was in the room and the students just ignored it. Sometimes I'll catch them, you know, looking over if he makes a very loud noise, but for the most part, they just ignore it. They're actually really great with the integrated students, the ones that are visibly different, because like I said, most they wouldn't even know have special needs of any kind. There are some students with wheelchair. We have an acquired brain injuries class in the school. So there are students in wheelchairs who require really, they have really high needs, and they usually travel with a support staff with them. But the students are really good. They don't necessarily engage with them, but they don't mock them or bully them at all. Okay. Depinde foarte mult de tipul de copil despre care vorbim în ceea ce privește nevoile speciale. Majoritatea elevilor care au care au nevoi speciale, practic, sunt foarte greu de observat, în sensul în care par să aibă aceleași nevoi ca și toți ceilalți colegi de clasă. Există apoi categoria copiilor care au nevoi speciale ceva mai deosebite, unde diferențele sunt absolut vizibile, atât fizic cât uneori intelectual. Aceste diferențe apar foarte vizibile. De exemplu, eu am un elev în clasă care are un grad sever de sindrom Tourette, care este foarte vocal, vorbește foarte tare și de multe ori se lovește singur, ceea ce îl face săracul să aibă diverse vânătăi, tăieturi pe față și așa mai departe. La începutul semestrului mi-am propus să vorbesc cu elevii mei și să-i fac atenți la acest lucru, dar nu am apucat deoarece elevul era deja în clasă și în momentul în care a început să vorbească foarte tare sau să se lovească, ceilalți copii pur și simplu au ignorat gesturile respective. Deci, practic, cam asta este atitudinea generală a celorlalți. Și, de asemenea, există a treia categorie de elevi cu nevoi speciale, care într-adevăr au nevoi mai mult decât vizibile, deci care sunt în scaun cu rotile, care au niște probleme foarte mari, dar în acest caz ei sunt însoțiți de cele mai multe ori de un profesor asistent, peste tot pe unde merg, iar atitudinea celorlalți practic este mai mult de ignorare decât să râdă de ei sau să facă parte din fenomenul de bullying. Mulțumim foarte mult. O să ne oprim aici cu întrebările. Știm că mai erau foarte multe întrebări, însă, din păcate, am despășit destul de mult timpul. Mulțumim, Heather, pentru toată această prezentare. A fost de un real folos. Mulțumim, Gabi, pentru traducere. Noi vă reamintim că în chat a fost postat link-ul pentru obținerea adeverințelor de participare. Acesta este activ pentru 12 ore, așa că dacă nu v-ați încadrat în acest timp, o să vedeți că o să apară acel mesaj că linkul nu mai este activ. Și de asemenea, pentru că știm că poate unii dintre dumneavoastră ne-au întrebat de mai multe ori cum ar putea să ne susțină sau poate doriți să puneți umărul la dezvoltarea educației din România. Vă reamintim că și pentru asociația noastră puteți să redirecționați acei 3,5% din impozitul pe venit de anul trecut. Dacă vă sunteți interesați să faceți acest lucru, puteți să intrați pe site-ul nostru, la secțiunea Implică-te și acolo să găsiți toate detaliile despre cum ați putea face acest lucru. Anul acesta este foarte ușor, toate formularele se depășesc
pun online, așa că printr-un singur formular scanat puteți să puneți umărul și să ajutați la dezvoltarea educației. Vă mulțumim! Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou eveniment!